Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului, o emisiune despre misiune, despre misiunea lui Dumnezeu, dar de asemenea despre misiunea pe care o fac românii care se duc în diferite zone ale lumii să ducă vestea bună, chemați fiind de Hristos să împărtășească dragostea lui cu cei care n-au auzit încă de ea. Misiunea externă însă nu înseamnă doar trimiterea și susținerea de misionari, înseamnă și mobilizarea Bisericii lui Hristos pentru Marele Seceriș. Un rol important în mobilizarea bisericilor îl au conferințele de misiune. Conferința de misiune Romiscon, organizată în fiecare an de către Agenția Pentecostală de Misiune, urmărește acest lucru, să mobilizeze bisericile din România, să mobilizeze păstorii, slujitorii, ca să facă parte din această lucrare a lui Dumnezeu, de a duce vestea bună celor pierduți. Vă invit, deci, în cadrul acestei emisiuni și în cadrul următoarelor emisiuni să urmărim împreună cuvântările, discursurile, mesajele pe care invitații noștri le-au avut în cadrul acestei conferințe. Astăzi îl vom urmări din nou pe Don McCurry, un om deosebit, misionar în Pakistan pentru 18 ani, apoi conferențiar, profesor universitar în diferite institute teologice din lume, care va vorbi despre flexibilitate în misiune, pornind de la pasajul din 1 Corinteni, capitolul 9, unde Pavel spune că s-a făcut tuturor totul ca să-i câștige pe toți. În misiune este nevoie de acest lucru. Să urmărim mai departe mesajul pe care Don McCurry l-a adus. It is an awesome privilege to be here standing in Jesus' name. E un privilegiu extraordinar să stau aici în numele lui Hristos. With a desire to bring glory to the Father. Având dorința să aduc glorie Domnului, Tatălui. And a desire to see all of us built up in our faith. Și de asemenea să văd oameni care sunt zidiți în credință. God is love. Dumnezeu e dragoste. Before I open up the scripture this morning, înainte să deschid scriptura în dimineața aceasta, I want to repeat a verse from yesterday. Vreau să repet un verset care a fost citat și ieri. 1 Timotei 2:4. God wants all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. If ever there needed to be proof of this, dacă a fost vreodată nevoie de dovadă în acest sens, it was when Jesus was weeping over Jerusalem for the last time. Atunci când Hristos Iisus a plâns pentru ultima dată pentru Ierusalim. As he came up over the brow of the hill and looked down on the city. A ajuns pe coama dealului și acolo s-a privit în vale la Ierusalim. He broke down and wept. Și a izbucnit în plâns. O Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets. Și Ierusalime, Ierusalime, care ți-ai ucis prorocii. How often would I have gathered you together as a mother hen gathers her chicks under her wings. Te-am adunat după cum o găină o cloșcă și adună pui. But you were not willing. Dar nu ai vrut. You did not know the day of your visitation. N-ai cunoscut ziua cercetării tale. And he wept. Și a plâns pentru Ierusalim. Jesus wants all men to be saved. Iisus vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. And I'm convinced that the closer we get to Jesus in the Spirit, și sunt convins că pe măsură ce ne apropiem de Iisus Hristos în Duhul, the more that kind of compassion fills us. Tot mai mult această milă, compasiunea lui ne umple și pe noi. You pray for me, I pray for you that we will be filled with that kind of compassion. Voi v-ați rugat pentru mine și eu pentru voi, ca noi împreună deopotrivă să fim umpluți de această compasiune a lui Dumnezeu. The apostle Paul had a great measure of God's Holy Spirit. Cred că apostolul Pavel a avut o măsură mare a Duhului Sfânt în el. And if you have your Bibles, please turn to 1 Corinthians 9. Și acum dacă aveți Biblia, vă rog frumos să deschideți la un pasaj pe care Pavel a scris sub inspirație, și anume 1 Corinteni capitolul 9. We're going to look at verses 19 to 23. Și o să ne oprim asupra versetelor 19 la 23. There are two words that I think summarize this passage. Două cuvinte cumva însumează acest pasaj. The first word is passion. Primul este pasiune. And the second word is flexibility. Și al doilea este flexibilitate.
If you can remember these two words as we go through the passage. Vă rog, țineți minte aceste două cuvinte pe măsură ce mergem prin acest pasaj. I think it will help you understand what is impelling this apostle. Fiindcă ele vă vor ajuta să înțelegeți ce l-a motivat, mânat pe acest apostol ca să-l slujească pe Isus. I'm going to ask my brother to read this in Romanian. Am să citesc în limba română pasajul acesta, 1 Corinteni 9 de la 19 la 23. Căci măcar că sunt slobod față de toți, m-a făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudei m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Paul had every right to boast of his apostleship. Pavel avea tot dreptul să se laude cu apostolia sa. In this passage he makes himself a slave to everyone. Dar în pasajul acesta se cheamă pe sine ca un rob al tuturor. Our brother from Nepal and India talked about Jesus being a servant of all. Fratele nostru din Nepal și India ne-a vorbit despre Iisus Hristos că s-a făcut robul tuturor. Paul caught that spirit. Pavel a înțeles acest spirit, această atitudine. And all of us need to catch it. Și noi toți trebuie să înțelegem această atitudine. Although we are free. Și chiar dacă suntem liberi, we make ourselves slaves to everyone. Ar trebui să ne facem rob de bunăvoie a tuturor. To win as many as possible. Ca să câștigăm pe toți dacă e cu putință. That's passion. Cu aceeași pasiune. The passion of wanting to win as many as possible. Să avem pasiunea aceasta să câștigăm dacă se poate pe toți, cât de mult posibil. That means you don't retire. Asta înseamnă că nu te pensionezi vreodată. The fire is burning inside of us all the time as long as we are in Jesus. Pentru că focul acesta lăuntric continuă să ardă atât timp cât ești în Hristos. And if you think that passion is declining in you, come back to the Lord and ask for a renewal of his love in you. Dacă s-a întâmplat ca această pasiune să scadă în inima ta, atunci vino din nou la Domnul și cere să te reînnoiască, să aprindă de nou focul interior al tău. Now when you make yourself a slave to everyone. Acum când te faci robul tuturor. There are big surprises. Sunt surprize interesante. Everybody is not the same. Pentru că nu toți sunt la fel. And you're going to find yourself in different contexts. Și te poți să o lovi găsi în diferite contexte. And that calls for some kind of sensitivity to the Holy Spirit. Și asta înseamnă că trebuie să ai o anumită sensibilitate față de Duhul Sfânt. And flexibility in your approaches. Și o anumită flexibilitate în abordarea oamenilor. So let's look at the progression of what we read in this passage. Haideți să vedem această progresie care apare în pasajul citit. He says, to the Jew I became as a Jew to win the Jews. Mai întâi Pavel spune cu iudeii m-am făcut ca și cu un iudeu ca să-i câștig pe iudeu. Two of my children have married Jewish believers. Doi dintre copiii mei s-au căsătorit cu creștini mesianici. About them. Și acești creștini mesianici clar că au a different sense of humor. Stilul acesta de evreu, au un alt stil de a glumi chiar. Different sensitivity to persecution. Au o anumită sensibilitate față de persecuție. And many other characteristics. Și alte caracteristici, trăsături. The Bible looks at people in terms of ethnicity. Și Biblia se uită la oamenii și ține cont de etnia lor. When you look at the Great Commission. Când citim Marea Însărcinare. Buried in that is the concept of multiple ethnicities. Acolo spune despre toate neamurile, conține acest concept de multiculturalism. Those Greek words, ta ethne, mean multiple ethnicities. Cuvântul acela, toate neamurile, ta ethne, înseamnă multe etnii. And that means we adjust to other people's ethnic background. Asta înseamnă că noi trebuie să ne adaptăm culturii diferitor etnii care sunt în lumea aceasta. And this is where we get into trouble. Și aici deja dăm de bucluc uneori.
Contextualization on the one hand and syncretism on the other. Avem această tensiune între contextualizarea mesajului și sincretismul religios. Some of us have developed a little rule about how we look at other ethnicities. Unii am rămas înțepeniți într-o anumită formă exterioară cum să arate și să aplice această formă într-o etnie. What is there in the culture of this ethnic people that agrees with the word of God? Trebuie să găsim însă ce anume din cultura respectivă e de acord cu cuvântul lui Dumnezeu mai întâi, punți de legătură. What is there in this ethnic culture that is reprehensible and contrary to the word of God? Apoi trebuie să fim atenți să vedem din acea respectivă cultură ce anume elemente sunt contrare total Scripturii. And what are these things in the middle that are cultural that probably don't mean too much. Și apoi trebuie să discernem care sunt acele chestiuni culturale care nu neapărat contrazic nici nu aprobă Scriptura, zona gri. For example, I work among Punjabis. Spre exemplu, am lucrat, cum spuneam, în această etnie Punjabi. I want to teach you three Punjabi words. Și vă învăț dimineața asta trei cuvinte în limba Punjabi. Munch nahi, kuch nahi. Would you like to say that? Puteți spune asta? Munch nahi, kuch nahi. He who does not have a mustache is a nobody. În limba lor spune că cel care n-are mustață nu e nimic. Adică dacă n-ai mustață ești un nimeni. What does the Bible say about mustaches? Acum ce zice Biblia? Are vreun verset despre mustață? Most of the male missionaries in Pakistan have mustaches. Așa că mulți misionari care merg acolo își lasă mustață pentru că așa e cultura lor. It's just a local adjustment. E doar o ajustare locală. But there are reprehensible, hateful things in that culture too. Dar bineînțeles că sunt și multe alte lucruri care sunt total reprobabile cu Scriptura, contradictorii. This kind of desire to adjust can lead to tension in the mission. Ei, dorința aceasta excesivă de a te adapta culturii poate să ducă la tensiuni. When we went to Pakistan, we were all dressed like Westerners. La început am mers în Pakistan, eram toți îmbrăcați ca și oamenii din vest. And through a terrible rebuke from Pakistani pastors, I changed. Și apoi, fiindcă am fost mustrat rău de către unii păstori pakistanezi, a trebuit să-mi schimb veșmintul. I began to wear this shirt that hangs down to your knees. Trebuie să-mi cumpăr acea fustă, robă lungă, până peste genunchi. And these pants that are 5 feet wide with the drawstring. Și să-mi cumpăr pantaloni aceia largi de 2 metri. And what happened among my fellow missionaries? Și ce s-a întâmplat după aceea cu colegii mei misionari? Why have you lowered yourself to the standard of these people? M-au mustrat misionarii mei din vest. Pe cum te-ai coborât tu la standardul oamenilor de aici? What does that say about the missionaries? Oare ce vă spune asta despre colegii mei misionari? They had an attitude of superiority. Au avut o atitudine de superioritate. They thought their culture was higher than this culture. Au gândit cultura noastră este superioară culturii de aici. You better get rid of that if that's your problem. Așa că dacă aveți o problemă cu mândria asta românească, vă rog frumos să vă pocăiți. You need to remember one thing about yourself. Ați aminte despre un lucru. All have sinned and come short of the glory of God. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. All of us are condemned. Toți sunt condamnați. And it's the mercy of God that any of us are saved. Și noi avem nevoie doar de mila Domnului care ne mântuiește pe toți. And if you begin to elevate your cultural way of doing something above others, you have forgotten the basics. Și dacă cumva încerci să te ridici pe pedestal, așa înseamnă că ai pierdut undeva lucrurile elementare de bază. Paul went on to say to those under the law, I also became like one under the law that I might win those under the law. A zis apostolul Pavel, cei cu care erau sub o lege, mă purtam ca și cum ați fost sub o lege, măcar că nu eram sub o lege, ca să-i câștig pe cei care erau sub lege. You have to be careful how you translate this. Acum trebuie să fiți atenți cum aplicați acest lucru. You have to put that in its historical context. Trebuie să puneți versetul în contextul istoric. What was going on then? Ce se întâmpla în acele vremuri acolo?
The church in Antioch was a revolutionary new idea in the eyes of the apostles in Jerusalem. Biserica din Antiohia era o biserică revoluționară pentru vremile acelea și mai ales considerată ciudată față pentru biserica din Ierusalim. And it was the church in Jerusalem that thought they needed to keep on practicing circumcision. Pentru că biserica din Iudeea din Ierusalim ei continuau să se circumcidă, să ceară circumcizia bărbaților. And it was this revolutionary new multi-ethnic church in Antioch that caused all of this tension. Și atât că acum în Antiohia era o biserică multiculturală care nu trăia după rânduirile legii iudaice și crea o tensiune acum. So this is a huge period of transition between old Judaism and new Christianity. Așa că contextul scrie era că era o tranziție de la iudaismul clasic spre o biserică multiculturală. And it's creștină. In this context that said, to those under the law, I became as one under the law to win them. Asta e contextul în care Apostolul Pavel spune că pentru aceia care erau sub lege sau cu aceia care erau sub o lege, mă purtam ca și cum aș fi fost și eu sub o lege, ca să-i câștig pe aceștia. And amazingly, we find two illustrations of this in the Word of God. Și găsim ca aplicație două ilustrații în Cuvântul Domnului vis-a-vis de acest concept. Remember, Paul was going into synagogues. Pavel mai întâi mergea la sinagogile iudaice. Orthodox synagogues. Acolo erau niște sinagogi ortodoxe iudaice. Where everybody, all the males are circumcised. În care toți bărbații erau tăiați împrejur. And he starts taking Timothy with him in his ministry. Însă el îl ia cu sine pe Timotei în lucrare. And somehow or other, I don't know how, the local people discover Timothy's not circumcised. Și nu știu exact prin ce metode au aflat că Timotei nu e circumcis. I don't know if it happened in the bathroom or if they just asked their question. Nu știu exact, l-au întrebat direct, frate, e circumcis sau l-au fi observat când era la WC, nu știu. But they come up to Paul and they said, Paul, you're a good guy. Dar au venit la Pavel și au spus, frate Pavel, ești un bărbat adevărat, un bărbat bun. But you have this young man with you named Timothy. Dar cu tine lei pe băiatul ăsta, pe Timotei. His mother and his grandmother are Jews. Mama și bunica, e adevărat că sunt iudeice, iudaice, evreice. Not circumcised. Dar el nu e circumcis. If you're going to bring him into our synagogue, păi, he needs to be circumcised. Dacă l-aduci la biserica noastră, la sinagoga noastră, trebuie să-l tai împrejur. And Paul thinks about it. Și Pavel se gândește o clipă. Timothy, come on over here. Timotei, ia vină încoace. I got some bad news for you. Am o veste proastă pentru tine. If you want to keep going into the synagogue, dacă vrei să intri mai departe cu mine în biserica fraților de aici, you need to get circumcised so the people are not going to be upset. Trebuie să tai împrejur ca să nu-i necăjești pe frați, să-i ispitești pe frați. Remember, this is a transitional period. Deci era o perioadă de tranziție. The other scene is toward the end of Paul's life in Jerusalem. O altă ilustrație se avea loc la spre finalul lucrării lui Pavel în Ierusalim. Paul is the cause of riots in some of the synagogues in Asia Minor. Din cauza unor răscoale ce s-au avut loc peste tot în Asia Mică unde a fost el pe acolo. And now is the time of a national festival in Jerusalem where pilgrims come from everywhere. Se întâmpla că acum era un mare festival în Ierusalim în care veneau, la care veneau toți din diaspora să participe. And there are going to be unconverted Jews there from Asia where the riots took place. Erau așteptați și evrei neconvertiți din Asia care veneau să participe la acest festival. So the circumcision party of Christians in Jerusalem give counsel to Paul. Și acum evrei circumciși, frații credincioși circumciși, îl consiliau pe apostolul Pavel, îl sfătuiau. If you take the vow of a Nazarite, which is described in the law of Moses, then maybe people will not be upset when they see you. I-a spus, frate, știi că te acuză frații de cine știe ce? Acum tu fă un jurământ al Nazireatului, acum, când vin frații ăștia aici să te observe și vei fi ok. Cumva îți spălăm noi imaginea. So Paul had his head shaved. Așa că Pavel se tunde. He offered the minimal sacrifice for burnt offerings. Aduce o jertfă de ardere de tot acolo, netelul Dumnezeu, trece prin ritualele iudaice.
and he joined a band of young men who were taking the vow of a Nazarite. Și se alătură grupului de alți bărbați care luaseră și ei acest jurământ, făcuseră jurământul nazireatului. That's how far he went in that transition period. Deci, până acolo a putut să se miște în compromisul care l-a făcut el în perioada aceasta de tranziție. What is so amazing is that he had another disciple later on. Dar ce este surprinzător sau nu, este că mai târziu a avut un alt ucenic. His name was Titus. Acesta se numea Tit. He did not have an ounce of Jewish blood in him. Tit n-avea strămoși evrei. And when Paul started taking Titus with him into the synagogues, și Pavel, what do you think happened? Pavel a îndrăznit să-l ia și pe Tit în sinagoga fraților. Dar ce crezi că s-a întâmplat apoi? Paul, you're a good guy. Din nou, frații, we talked to you about Timothy. Frate Pavel, ești un băiat bun. Ne-ai ascultat cu Timotei. And you listened to us. Ne-ai ascultat, foarte bine ai făcut. We're very pleased with you. Suntem mulțumiți cu felul în care te-ai purtat cu noi. Now you have a new disciple named Titus. Dar acum ai un alt ucenic, Tit. And he's not circumcised either. Nici ăsta nu-i circumcis. You have to circumcise him. Trebuie să-l operești și pe el. He said you're not going to touch him. Și-o zis, nu, pe ăsta nu vă atingeți de el. He doesn't have an ounce of Jewish blood in him. N-are stânge de evreu în el. There's no reason why he should come under the Mosaic law. Nu există un motiv ca să se bage sub legea lui Moise. What is going on here? Ce are loc aici? One disciple he circumcises and the other he steadfastly resists circumcising. Pe unul l-a circumcis, pe altul nici vorbă, nu vrea să-l circumcidă. Was the Spirit of God leading him? Oare era Duhul Domnului care călăuzea pe Pavel sau nu? Are there different contexts and situations where everything's not quite the same? Să fi fost contexte diferite în care lucrurile erau diferite? Yes, there are. Sigur că da. And we need to be spiritually keen and alert. Și trebuie să fim, prin urmare, alerți din punct de vedere spiritual, să înțelegem care este voia Duhului Sfânt. And if we humble ourselves before God, He will show us what is the right thing to do in each situation. Și dacă ne vom smeri înaintea Domnului, El ne va arăta ce să facem în fiecare situație. But that's not what normally happens on the mission fields. Mai că din păcate nu așa se întâmplă în mod normal pe terenurile de misiune. And this is illustrated in a scene in the church in Antioch. Și vedem o ilustrație asemănătoare într-o biserică precum cea din Antiohia. The believers in Jerusalem heard that the Holy Spirit and salvation have come to a multi-ethnic church up in Antioch. Credincioșii din Ierusalim au aflat cu bucurie că Duhul Sfânt s-a coborât și în biserica din Antiohia. And they send a very humble, mild-mannered representative to investigate. Așa că au trimis niște frați să cerceteze dacă lucrurile stau așa cum au auzit. That's Barnabas. Și l-au trimis pe Barnaba. Very sensitive person. Un bărbat sensibil. And as he approaches the first worship service in Antioch, și iată-l pe Barnaba asistând la programul acesta, serviciul de închinare din Antiohia. He sees people of different ethnicities. Vede în adunare oameni de diferite etnii. They're not Jewish. Nu erau evrei. And not circumcised. Nu erau circumciși. He's a little bit uncomfortable. Poate se simte puțin neconfortabil în contextul acela. But he recognizes the Holy Spirit in the worship. Recunoaște, identifică imediat acțiunea Duhului Sfânt în adunare. And then it comes time to have a communal meal. Au ajuns la partea finală când urmau să aibă masa comună și să ia cina Domnului. Is not kosher. Oh, dar la masă văd că ăștia mâncau fel de porcării. And he's trying to make himself eat things he's never eaten before. Și acum era gata să mănânce lucrurile care nu erau în meniul lui ca evreu. Oh, after a period of struggle, he adjusts and he blends in with the church in Antioch. Dar după ce probabil că puțin se muncește în interior, zice: "Domnule, am să mănânc pentru că Domnul simțește tu și lucrurile acestea." That's great. Și o atitudine bună, nu-i așa? But he doesn't go back to Jerusalem right away. Dar nu merge la Ierusalim imediat. And the people in Jerusalem want to know what's going on, you know, they didn't have iPads and iPhones. Poate că lucrul acesta l-a îngrijorat pe evrei din Ierusalim și au spus: "Domnule, ce s-a întâmplat cu Barnaba de nu mai ajunge?" They send
Peter up to investigate. Așa că l-au trimis pe un alt delegat, pe apostolul Petru, să vadă care e treaba acolo la Antiohia. And when he arrives, he is seeing Barnabas there in the middle of the congregation, loving everybody and part of this multi-ethnic congregation. Și când ajunge Petru acolo, ce se vadă ochilor, vede pe Barnaba bucurându-se cu frații de diferite etnii, iubindu-se acolo, dragoste frățească, luând masa împreună. Now you have to give me some liberty as I interpret the situation. Mă rog să-mi dați aminte libertate să pot interpreta contextul acolo, da, vă rog. He's standing at the door in shock. Poate că a ajuns în pragul ușii șocat de-a dreptul apostolul Petru. Barnabas, what are you doing there mixing with those people like that? Frate Barnaba, ce cauți cu frații ăștia neteați împrejur? That's not the way we do it in the home congregation. Până nu așa te-am crescut acasă la Ierusalim. And Barnabas gets so shaken up. He comes out of the congregation. Barnaba, săracu, and stands beside Peter. Plin de teamă ajunge în fața lui Petru. And he starts saying, unless you are circumcised, you cannot be saved. Și Petru îi spune, dacă nu se tau frați împrejur, n-au cum să fie mântuiți. Now there was one other person there in the congregation. Dar în adunare mai era un frate. Who do you think that was? Cine crezi că era acolo? It was the apostle Paul. A fost apostolul Pavel. He had already been through this struggle. El deja trecuse prin luptele astea interne. He watches Barnabas flip-flop. Și îl vede pe Barnaba că acum se codea, ba cu una, ba cu alta. And he blames it on Peter. Și îl atacă pe Petru. Now, believe it or not, in this baby emerging church situation, there's conflict. Credeți sau nu, în context în care o biserică abia s-a născut cu atâta de multă tensiune și cu atât de mulți oameni diferiți acolo, sunt probleme. Mai apar și probleme. And Paul is shouting at Peter. Și Pavel, iată, cu îndrăzneală strigă la apostolul Petru. And he's accusing him. Și l-acuză pe Petru. Peter, you have never been able to keep the law for one minute in your whole lifetime. Păi, frate Petru, nici tu n-ai fost în stare să respecti toată legea vreodată în viață. What are you trying to do, reimposing the law on these liberated, spirit-filled believers? Adică tu încerci să impui legea pe care nici tu n-ai putut să o ții asupra acestor frați noi născuți care abia știu să umble în picioare. The Bible doesn't tell us what Peter said. Nu ne spune Biblia în detaliu cum și ce a zis Petru. Probably for good reasons. Și poate pentru motive bune. You know, this is a guy that pulled out a sword and cut off a man's ear. Că Petru a fost în stare din aur să scoată sabia, să-i tai urechea lumalui. All we know is that people had to restrain them. Însă clar că a trebuit cineva să intervină între cei doi să-i calmeze. Fraților, vă rog frumos, calm, calm. And they had to send a delegation from both parties to Jerusalem. Și s-a terminat acea mică neînțelegere prin faptul că au trimis delegații de ambele părți la Ierusalim să se înțeleagă. Why Jerusalem? De ce la Ierusalim? Because of Jesus' great prayer in John 17. Pentru că în Ioan 17 Iisus Hristos a rostit o rugăciune extraordinară. What did he pray? Ce s-a rugat Iisus? Father, I pray that they will be one. Tată, mă rog ca ei să fie una. That the world will know that you sent the Son. Ca lumea să cunoască că tu m-ai trimis pe mine prin faptul că ei vor fi una. That prayer contains a great universal mandate. Și acea rugăciune conține un mandat, o cerință pentru biserică, și anume unitatea ei. So to their credit, both parties went to Jerusalem. Așa că spre lauda lor, ambele partide au trimis delegați la Ierusalim. And in John 15, in your Bible, this is probably labeled the Jerusalem Council. Și în Fapte capitolul 15, nu știu cum în Biblie, dar poate că apare ca titlu Conciliu de la Ierusalim, primul conciliu. Now the dynamics of this meeting is very interesting. Dacă veți studia pasajul, vedeți că acolo e o dinamică a întâlnirii tare interesantă. It seems like James, the brother of Jesus, is presiding. Se pare că fratele Domnului Hristos, apostolul Iacov, era președintele consiliului. And he's going to defer the first speech, giving it to Peter. Și el dădea acum dreptul la cuvânt diferiților persoane. Și acum spune, frate Petru, ai dreptul să îți expui poziția. And suddenly Peter, by the Holy Spirit, recovers his memory.
Și cumva Petru, prin inspirația Duhului Sfânt, își recuperează memoria. And he remembers what happened at Simon the Tanner's house when a delegation came from Caesarea. Și își aduce cumva aminte de experiența pe care a avusese el în urmă cu ceva vreme, când delegația din casa lui Corneliu l-a căutat din Cezarea. And he had a three times repeated vision of unclean animals that God asked him to eat. Și-a adus aminte de acea vedenie care i s-a arătat de trei ori, prin care Dumnezeu îi spunea: taie și mănâncă animalele acestea necurate. And what did Peter say to God? Și ce a spus Petru atunci lui Dumnezeu? Never. Niciodată, Doamne, n-am să mănânc. I hope there's nobody here who's ever said no to God. Sper că nu e cineva aici care să fi spus lui Dumnezeu vreodată nu. If there is, I have good news for you. Am vești bune pentru tine. God will forgive you as soon as you repent. Dumnezeu te va ierta dacă te pocăiești. Okay. Forgive my terrible sense of humor. Iertați-mi, vă rog, spiritul acesta de glumă. So Peter recounts what happened with Cornelius the centurion. Așa că Petru își readuce aminte ce s-a întâmplat cu el în casa, sau cu privire la incidentul cu Corneliu. And what happened to Peter in the house of Cornelius? Ce s-a întâmplat când a ajuns în casa lui Corneliu? The worst thing that can possibly happen to a public speaker. Păi era cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla cu un vorbitor în public, cu un predicator. What's that? Ce anume s-a întâmplat? It says while he was speaking, the Holy Spirit fell and of course disrupted the meeting. Spune că pe când încă predica, pe când încă vorbea, Petru, Duhul Sfânt s-a coborât peste casa lui Corneliu și a trebuit să întrerupă predica. You know, it would be like the Holy Spirit falls right now and I can't finish my lecture. E ca și cum Duhul Sfânt s-a coborât chiar acum și eu nu mai pot să termin predica. That's the worst thing that can happen to a speaker. Asta e cel mai groaznic lucru care se poate întâmpla unui predicator, nu? When did the Holy Spirit fall? Dar când s-a coborât Duhul Sfânt? As soon as Peter explained the forgiveness of sins through Jesus. În momentul în care Petru explică iertarea păcatelor prin credința în Hristos, prin jertfa lui Hristos. So he repeats this story now in the Jerusalem. Așa că acum Petru își rememorează această povestire, istorisire în fața concilii din Ierusalim. Now who's going to be the number two speaker in the Jerusalem? Cine era al doilea vorbitor, cel care a cuvântul în acea întâlnire de la Ierusalim, după Petru? A member of the congregation. Păi, un membru din adunare. Barnabas. Barnaba. Barnabas has been with Saul, Paul on some of these missionary journeys. Barnaba fusese însoțitorul lui apostolului Pavel în câteva întâlniri acolo în misiunea lui prin Orient. And Barnabas begins to talk about the signs and the wonders and the healings that happened through the ministry of Paul among non-circumcised people. Barnaba, ca și martor, începe să spună fraților ce s-a întâmplat și cum Duhul Sfânt însoțea Evanghelia lui Pavel cu semne și minuni în această lume neevreiască, între neamuri. And finally the troublemaker gets a chance to speak. Și bineînțeles, în al treilea rând, și ăla băgătorul de vină se ridică, cel care face probleme se ridică să zică și el ceva. That's Paul. Și Pavel. And of course he has the anointing of the Holy Spirit. Bine că în acel moment avea ungerea Duhului Sfânt. And he's glorifying God as he's describing how salvation is coming and the filling of the Spirit and the miracle. Și el descrie cum mântuirea a venit din partea lui Dumnezeu peste toți, peste neevrei, ca și pentru peste evrei. Și minuni și așa. James as presiding over the council now has to summarize. În final, președintele consiliului, apostolul Iacov, avea ultimul cuvânt de concluzie. And the leader of the circumcision party has to recognize the anointing of God on the uncircumcision party. Și atât acum că liderul celor tăiați împrejuri trebuie să recunoască lucrarea Duhului Sfânt și peste cei netăiați împrejur. And in those days there were only two major things that really concerned the body of Jesus worldwide. Și în acele zile doar două erau discrepanțele majore între cele două lumi care creau posibile probleme. Idolatrous sacrifices involving blood. Era jertfirea de animale către idoli care
ce însemna și sânge, da? Sau să bei și sânge, să consumi și sânge. And the gross immorality in the culture around that. Și apoi imoralitatea care înconjura lumea evrească peste tot. So finally they came to an amazing conclusion. Așa că au ajuns la această concluzie în urma acestei întâlniri. We will give our approval to you on this condition. O să vă dăm aprobarea să predicați mai departe cu și să trăiți cum doriți, dar cu două condiții. That you don't eat blood. Nu beți sânge, nu mâncați sânge. That you don't eat meat with the blood in it. Nu consumați carnea însângerată. And one other thing connected with blood which I forget. Și altceva legat de sânge. And then no immorality. Și apoi feriți-vă de curvie, de moralitate. And they solved the problem. Și așa au rezolvat tensiunea, problema. They shook hands. Și-au dat mâna. And what was going to happen over the course of time? Dar ce urma să se întâmple de-a lungul timpului? It took time. A trăit o bucată bună de vreme să așeze lucrurile. The circumcision party eventually died out. Și în cele din urmă, partida celor care susțineau circumcizia s-a mai potolit și chiar a dispărut la un moment dat. It took a while for the body of Jesus in Jerusalem to recognize that everything was fulfilled in Jesus. Dar vedem că a trebuit ceva vreme bisericii din Ierusalim să recunoască că toată legea s-a împlinit în Hristos. And nothing was lost. Și că nimic nu s-a pierdut. I have a question for the ladies in the congregation. Am o întrebare pentru doamnele din adunare. Please don't be offended. Vă rog să nu vă simțiți ofensate. It's a serious question. E o întrebare serioasă. Are you circumcised? Sunteți tăiat de împrejur? I'm listening. Ascult. Don't you know the word of God? Nu știți cuvântul Domnului cu referire la inimă? We are circumcised in our hearts. Noi cu toți suntem circumciși în inimă. All of us. Toți de aici. Circumcised has now been universalized and preserved. Iată acum că circumcizia a fost universală sau s-a extins la peste tot pământul, însă are de face cu altceva. In a spiritual way. Este într-un mod spiritual. In fact, everything has. Săvârșită. De fapt, totul este și are de face cu lumea duhovnicească. The kingdom of God has been universalized. Și împărăția Domnului, împărăția lui Dumnezeu s-a universalizat. We are all of our mother, the heavenly Jerusalem that will be coming down out of heaven. Noi toți acum aparținem de Ierusalimul ceresc care într-o zi se va coborî de acolo. Even more dangerous, we are all Israelis. Mai periculos, noi cu toții suntem acum israeliți în sens spiritual. Where's that in the Bible? Unde apare aceasta în Biblie? Well, it's in Ephesians and in the commonwealth of Israel and it's in Galatians. În Galateni ne arată lucrul acesta. Și în Efeseni. We are the Israel of God, now universalized, spiritualized. Suntem Israelul lui Dumnezeu, iată, tot în termeni spirituali, noi cu toți am fost cumva universalizați, izraeliți și tăiați împrejur. Nothing is lost. Nimic nu s-a pierdut. Everything is universalized and spiritualized. Totul este acum universalizat și spiritualizat. Now let's go back to the text. Acum să ne întoarcem la pasajul nostru. Paul says to those not having the law, I became like one not having the law. Pavel continuă și spune, cu aceia care n-au o lege, m-am purtat ca și cum n-aș fi fost sub o lege. For what reason? Din ce motiv? To win those not having the law. Ca să-i câștig pe cei care nu trăiesc sub o lege. Always this passion to win them. Iată, totdeauna această pasiune care vrea să câștige oameni pentru Hristos. And then he comes to this amazing, almost unbelievable statement. Și apoi ajunge această afirmație aproape incredibilă, este uimitoare, grozavă această afirmație. I have become all things to all people that by all possible means I might save some. M-am făcut tuturor totul ca să fac tot ce îmi stă în putință să câștig pe câțiva măcar. This is where the word flexibility comes from. Și iată cuvântul flexibilitate la care făceam referință în acest pasaj. And when you look at the church down through history, și dacă vom privi în istoria bisericii de-a lungul istoriei, 20 centuries. 20 de veacuri. And now in thousands of different ethno-linguistic cultures. Acum răspândit în mii și mii de grupuri etnice și culturi. We don't all look the same.
vom observa că nu arătăm toți la fel. How do we find out what's what? Și acum cum discernem între ce este bine și ce e rău? It's very simple. E foarte simplu. The Father is seeking those who worship him in spirit and truth. Biblia spune că Dumnezeu caută închinători adevărați care să se închine lui în duh și adevăr. Those are the distinguishing marks of the body of Jesus. Acestea sunt lucrurile elementare, distinctive pentru trupul lui Hristos. With the Spirit of God living in our midst. Când Duhul Sfânt locuiește în mijlocul bisericii. Faithfully revealing and applying the truth of the word of God. Descoperind adevărul Scripturii și lămurind pe oameni cum să-l aplice în mod practic. There's one other phrase I want to come back to before moving on. Și înainte să merg mai departe, vreau să mă întorc încă la o frază. Paul said to the weak, I became weak to win the weak. Pavel a zis cu cei slabi, m-am făcut slab ca să-i câștig și pe ei pentru Hristos. I work among weak people. Eu am lucrat cu cei slabi, între cei slabi. What do you mean? Cum, la ce te referi, frate, poate te întrebi. They have two things that they think characterize Christians. Ei au două lucruri care cred acești frați că sunt trăsături ale creștinilor. They think all Christians eat pig meat. Unii cred că toți creștinii mănâncă carne de porc. And they think all Christians drink alcoholic beverages. Și cred că toți creștinii beau alcool. So these are the big things when you're working with Muslims. Când lucrezi cu musulmani, ei au deja aceste două idei preconcepute. Toți creștinii beau și toți creștinii mănâncă porc. Let me describe a situation where we lived in People's Colony in the big city of Faisalabad. În Faisalabad locuiam acolo cu această colonie locală de oameni și ce gândeau ei? There were only two foreign families in the city when we lived there. În orașul acela erau doar două familii de străini. The other family was a Scottish banker with the Chartered Bank of England. Cealaltă familie era un bancher scoțian care era acolo să reprezinte Banca Scoției. He lived in one rented house nearby and we lived in another rented house. El locuia într-o casă închiriată într-o parte a orașului și noi deopotrivă într-o casă cu chirie. Sometimes our children played with one another. Uneori copiii noștri se întâlneau și se jucau cu ai lor. But Mr. Moody didn't like Pakistan. Dar domnul Moody, omul acesta, nu avea o dragoste tare mare pentru pakistanezi și Pakistan. He couldn't wait to get out of that country. El parcă abia aștepta să plece acasă din țara aceea. So he was training his replacement. Și chiar pregătea acum un locuitor să vină să ia sarcina. Now he's ready to go back to his country. Și era gata să plece înapoi în țara lui. And he sends a servant to our house with an invitation. Și a trimis un slujitor de-a lui la casa noastră cu o invitație. He wants to give a farewell dinner before he leaves the country. Înainte să plece din țară, vrea să dea un banchet, o masă de la revedere și apoi să se plece. So we lecture the children that they have to behave now. Și acum instruăm pe copiii noștri când mergeți la casa aceea să vă purtați bine, să fiți cuminți. We're going to this big important man's house. Mergem la casa acestui mare om bancher cu bani, fiți atenți cum vă purtați. And in the sitting room they serve fruit drinks. Și acolo în sufragerie veneau cu fel de fel de cocktailuri de fructe. No problem. Nicio problemă cu suc de fructe. Then we go to the dining room table. Și apoi intrăm în sala de mese. There's wine glasses there. Și acolo vedem with wine in them. Peste tot niște păhărele cu vin așezate pe mese. And the servants bring out pork. Și apoi vin slujitorii cu carne de porc și pun pe masă. Who were those servants? Dar cine erau slujitorii? And were they watching? Oare ei vedeau ce aduc în mână să pună pe masă? Yeah, that door between the dining room and the kitchen had two windows in it. Păi între prima cameră și a doua era o ușă care avea ferestre, geamuri. And here were the two Muslim servants. Și iată că în timp ce oamenii albi erau în altă parte acolo și așa, la geam musulmanii se uitau să vadă ce mâncăm, ce bem. What are the missionaries going to do with the pork and the wine? Și acum se uitau să vadă ce o să facă misionarul ăsta cu porcul și cu vinul. Wine not a problem. We all know what we'll do with that. We all know that we will say no to the wine. Noi știm că noi nu acceptăm vinul și ei știau că și clar. What about the pork? Dar acum se gândeau, oare voi mânca porc? We are free.
Noi suntem liberi în conștiința noastră, nu? But we make ourselves a slave to everyone. Dar fiindcă ne-am făcut robi tuturor, to win as many as possible. Ca să câștigăm cât mai mulți dintre ei. So I said to Mr. Moody. I-am spus domnului Moody. Tonight, astăzi seară, my reputation is going to be established or broken at your table. Reputația mea este în joc. Ori va fi distrusă, ori va fi întărită. God has sent us here to work with the majority people. Dumnezeu ne-a trimis aici să lucrăm cu majoritatea oamenilor de aici din țara asta. And their representatives are watching us through the windows of that door. Și reprezentanții lor se uită fereastră la noi aici. We cannot drink your wine and we cannot eat your pork. Așa că vă spunem, nu putem bea nici vinul vostru, nici carnea de porc nu putem mânca. Mr. Moody said. Și domnul Moody a zis. I thought you might do that. M-am gândit că o să faceți așa. And he told the servants to bring out the chicken. Și apoi a pus pe slujitor, veniți cu puiul. He was testing us. N-a fost să ne testeze omul. In his contempt for that culture, he wanted to see what we would do. Și pentru că nu era el deloc încântat cu cultura aceea, a vrut să ne testeze și pe noi, să vadă ce o să facem noi. A few days later, câteva zile mai târziu, the man who helped my wife do the gardening, omul care venea să ne facă lucru prin grădină, using very polite language, folosind un limbaj foarte politicos, grădinarul, said, "Mame sahaba, the whole neighborhood is talking about you." A zis, Doamnă, să știți că toată vecinătatea vorbește despre dumneavoastră. You are a godly family. Sunteți o familie evlavioasă. You are not going to bring corruption to our people. Știm acum că nu o să aduceți corupția vestului între poporul nostru. We can trust you now. Acum avem încredere în dumneavoastră. And Muslim doors in the neighborhood began to open. Și apoi ușile musulmanilor din vecinătate s-au deschis pentru noi. To the weak, you become weak. De ce? Pentru că ne-am făcut slabi cu cei slabi. To win the weak. Ca să câștigăm pe cei slabi. And then finally, when you're going to get into hundreds of cultures, you become whatever it takes within limits to win those of every culture. Și bineînțeles, când te plimbi în diverse culturi, trebuie să fii sensibil la lucrurile de acolo ca să te cobori, să te limitezi între limitele Bibliei, să te cobori la nivelul lor ca să-i câștigi pe acei oameni. I'd like to raise the question now of music. Acum aș vrea să ridic problema muzicii. Our brother from the Indian subcontinent had us singing in the language of the people there. Fratele nostru din subcontinentul indian ne-a pus pe noi să cântăm muzica lor. And we Christians have varieties of that in Urdu and Punjabi. Și în Punjabi creștinii au niște variațiuni muzicale pe aceeași temă care seamănă. I want to tell you about a Pentecostal young man, a worship leader from Texas in the United States. Dar vreau să vă spun despre un tânăr lider de închinare din Texas. He felt a burden to teach worship to the Muslim converts in Morocco. A simțit chemarea să meargă în Maroc și să învețe marocanii închinare. So he had all of his Texas Pentecostal worship songs translated into Moroccan Arabic. Așa că ce a făcut, a tradus toate cântecele texane, americane, în stilul american, dar a pus limba marocană. And he tried to teach it to the Muslim converts. Și a venit acum la acești convertiți din lumea islamică din Maroc să învețe să închine lui Dumnezeu în stil american. It didn't work. Păi n-a funcționat treaba, n-a mers treaba. And then he came to me. Și apoi a venit la mine. He said, "Brother Don." Și a zis, frate Don. These Muslim converts have no capacity to worship. Creștinii ăștia convertiți din Islam din Maroc n-au nicio abilitate să se închine lui Dumnezeu. I broke out laughing. Păi m-am izbunit în râs. I said, "Brother, do you ever listen to the radio?" Și a zis, frate, asculți vreodată radioul? Do you listen to Christian radio? Asculți radiourile creștine? He said, "Yeah." Da. I listened to that terrible stuff coming out of Cairo. Și am ascultat muzica asta din Cairo, muzică egipteană creștină.
Half of it sounds like it's in a minor key and it's really sad. În cheie minoră, parcă numai plâng, să zmeorc ei când cânt. And the other half sounds military, like drumbeats. Și cealaltă jumate, parcă sunt imnul de război, imnul patriotice. I said, look, brother. Și am spus, frate. I have to go back to my country. Eu trebuie să mă întorc în țara mea. But I, the Lord willing, I'll be back here next year. Dar cu ajutorul Domnului, mă voi întoarce aici. And I'm going to tell you some secrets. Și am să spun câteva secrete. There are Muslims in this country, Morocco. Sunt musulmani în țara aceasta, Maroc. Who love music more than they love Islam. Care iubesc muzica mai mult decât iubesc Islamul. And there are also poets among them. Și sunt și poeți între ei. And we have discovered that if you tell a Muslim poet what you would like to write in their poetry, și am descoperit că dacă te duci la un poet musulman și spui ce mi-ar place să, despre ce mi-ar place să compui, să scrii, ei cu plăcere îți vor compune texte după dorințele tale. And if you can't find Christians in this new culture, și am spus, dacă nu găsești creștini în această nouă cultură de evangelizat, Muslims will compose the music. Să știți că musulmanii îți vor compune muzică creștină dacă le spui cum să o facă. And this we've found over and over again. Și asta am descoperit peste tot unde am mers. I come back a year later. Un an mai târziu m-am întors. This young man is like this. He can't wait to see me. Tânăr acum era nerăbdător, abia aștepta să mă vadă, să vorbească cu mine. He said, "Don, brother Don, we have a CD with 14 songs on it." Avem un CD cu 14 cântece pe el. And one of them is on national radio. Și unul dintre ele a ajuns să fie dat la radio, pe post național de radio. It was written in their style. A fost compus în stilul lor. Now remember what Paul said? Și ce a spus apostolul Pavel? We have become all things to all people that by all possible means ne facem we might save some. Tuturor totul, ca prin orice mijloc să câștigăm pe câțiva măcar dintre ei. What's a possible means? Ce înseamnă toate mijloacele posibile? Music. Muzica. Their music. Muzica lor. Kyrgyzstan. În Kyrgyzstan. A baby church. O bisericuță bebeluș, abia născută. I worked with a group that had 84 new churches with buildings and 84 house churches. Erau vreo 84 de bisericuțe care se adunau în case. I said you've got to develop songs in the local style and the local language. Și le spuneam trebuie să dezvoltați muzică ce să aparține culturii lor, în stilul lor muzical. They wrote a songbook. Și au venit cu o carte de cântări. We went to the number 2 city of Ocean and inaugurated it in the worship service. Într-un alt oraș, acolo am cântat muzica aceasta inaugurând serviciile religioase în stilul lor. And then the singing group, you know how enthusiastic young people can be. Și apoi știți cum sunt tinerii care iubesc muzica, ce repede se entuziasmează. They said there's a city 30 kilometers from here. Au zis, mai este un orașel la 30 de kilometri de aici. 5000 people live there. Sunt acolo oameni, 5000 de oameni. And there's no church. Nu este biserică deloc. And we've heard there is one Christian Russian widow who lives there. Și am auzit însă că este o singură văduvă rusoaică în acel oraș, creștină. And no one has ever gone there to have. Dar nimeni n-a mers să aibă părtășie cu ea acolo. We have to go. Trebuie să mergem la ea. So we piled into two cars and we drove to the city of Naaman. Am intrat în două mașini și am ajuns la orașul acesta Naaman. And for 2 hours we walked the streets of the city. Do you know where there is a Christian Russian widow? Și 2 ore ne-am plimbat prin oraș întrebând pe oameni, știți unde locuiește văduva rusoaică ce este creștină? And we found her. Și am găsit-o. And she said, "Oh, there's another couple." Și a zis, da, mai este un cuplu. And we found them. Și am găsit și pe ei. And they said, "Oh, there's one more." Oh, da, mi-au zis ei, mai este încă unul. All their kids had abandoned them and gone either to Israel, United States or Russia. Mai toți copiii acestor bătrâni părăsiseră țara, au mers în Israel sau în Rusia sau în America. And they left these 4 old believing Christians with no fellowship. Găsit acești 4 bătrânei creștini care n-aveau părtășie unul cu altul. We had a wonderful worship service in the home of the couple. Într-o casă a acelui cuplu am avut un serviciu de închinare. And after the meal, și după ce am luat masa, there were before the meal was finished actually. Sau chiar înainte să închem luarea mesei. There's a knock on the door. Auzim o bătaie la ușă. And there are two beautiful young Kyrgyz women standing there. Și două femei kirghineze frumoase stăteau la ușă. They said,
We heard Kyrgyz singing coming out of this house. Auzile, am auzit o muzică de-a noastră care venea din casa aceasta. May we come in and would you sing for us? Putem să intrăm să ne cântați și nouă aceste cântece? So we seated them at the table. Și că le-am pus la masă. They nibbled at the food. Sorry. They took a little bit of the food. Au luat puțin gustare acolo de la masă. And then just around the table, our leader with his guitar. Și în jurul mesei, liderul cu chitară în mână a început să got ready to sing. Să cânte. We had song books that had been translated. We put the two song books in the hands of these young Kyrgyz Muslim women. Am avut niște caiete de cântări, le-am dat în mâna acestor femei. And we began to sing in their mother tongue. Și am început să cântăm în limba lor. And I'm watching them. Și le observam. They're lip syncing the songs with us. Au început să mimeze, să cânte și ele după noi. They're singing the gospel for the first time in history. Și cântau cântece creștine pentru prima dată în istoria lor. Wonderful. Minunat. Oh, so it's getting dark out. They said, "Oh, we have to go home." Și zic, da, acum uite se întunecă, trebuie să ne întoarcem acasă. So we have a communion service. Așa că am avut acest serviciu de părtășie. Am spălat vasele. We're getting back into our cars to go back to the big city. Ne-am urcat în mașini, gata să ne întoarcem în orașele din care veneam. And as we start to pull away, de dată ce am pornit mașina să plecăm, a middle-aged Kyrgyz lady runs in front of the first car, says, "Stop!" O femeie de vârstă mijlocie s-a pus în fața mașinii și făcea cu mâna, "Vă rog, opriți-vă, opriți-vă!" The driver puts down the window of the car. Șoferul dă fereastra jos. And she said, "Next Monday, you're going to eat Kyrgyz food and worship in my house." Și a zis, luna viitoare, vă invit la mine acasă, vă hrănesc bine, dar vreau să-mi cântați muzica asta și mie. This is the Muslim mother of those two young ladies. Pentru că cine era doamna? Era mama acelor două domnișoare care veniseră să asculte muzica, o femeie musulmancă și ea. And that was the beginning of a house church in the city of Naaman. Și așa a fost începutul bisericii din Naaman, care a început în acea casă a unei femei musulmane. Music. Prin muzică. The most neglected form of evangelism throughout the world. Una dintre cele mai neglijate forme de evangelizare prin muzica autohtonă. We have emphasized preaching so much. Noi am accentuat atât de mult predicarea evangheliei. Let me tell you the story of my professor of Urdu. Dați-mi voie să vă spun povestea profesorului meu de limbă urdu. You know, on my first furlough, this is what I prayed. În prima mea ieșire din terenul misionar să merg în America, să-mi adun fonduri, iată ce m-am rugat. Oh God, I want to study Urdu literature under a Pakistani PhD Muslim convert in America. Vreau în timpul cât stau în America să studiez limba urdu sub învățătura unui profesor care are un PhD, un doctorat în limba urdu. There's only one. Mai că e unul singur acolo. We found him. Am găsit unul singur. A wonderful Muslim convert. Un convertit musulman. He introduced me to everything in Urdu literature, including all the great poets. El știa tot ce țin de literatură urdu, incluzând poezia lor, literatura și mai departe. One day I go to his study for a private lecture. Și într-o zi m-am dus la el acasă să iau ore private. I hear him singing. Și l-auzeam cântând. I don't see him. Nu l-am văzut. I don't see him. Nu l-am văzut. I follow the voice. Am urmat vocea, de unde venea vocea. He's seated behind the pulpit on the floor with Indian drums, the tabla. El stătea undeva pe podea cu niște tobe de astea indiene. And an electronic strumming instrument that sounds like the sitar. Și cu un instrument electronic ca o țitară, țiteră, poate în stilul nostru vechi. And he's singing these glorious Indian ragas. Și cânta o muzică de asta indiană. When he finishes, he looks up at me and says two things. Și după ce a continuat, după ce a terminat muzica și cântarea lui în stilul lor, mi-a spus. Remember, he's a Muslim convert. Amintiți-vă, este un convertit din lumea islamică. He said, "The fool that you see seated here on the floor is more real than the stuffed shirt that stands up here behind the pulpit and tries to lecture you."
A zis, frate Don, acest prostuț, om ciudat care stă pe podea închinându-se lui Dumnezeu în stilul ăsta, e mult mai real decât omul educat, îmbrăcat frumos, care stă din coace de masă, gata să vă învețe limba urdu. And then he says this. Și a zis așa. Don, Don, you can say anything you want to a Muslim in poetry and music. Spun un secret. Poți să spui ce vrei tu unui musulman dacă îmbraci mesajul în poezie și în muzică. And if you try to preach it, he may try to kill you. Dacă vrei să-i predici în limbaj normal, s-ar putea să te ucidă, să vrea să te ucidă. I went back to Pakistan. Așa că m-am întors în Pakistan. Everybody comes to the mountains in the summertime. Toți vin la munți în vremea de vară. The British left behind an empty roller skating rink. Și au lăsat britanicii în urmă un teren de roller skating. Un loc de joacă de roller. Pakistanis don't roller skate. Pakistanezii nu se dau cu rolele pe acolo. So I went to the mayor of the city. Da, am mers la primarul orașului. I said, sir, we who are the guests of your country come from many different countries with great music traditions. Și am spus, domnule primar, noi străini din locul acesta care a venit musafir la tine, venim din diverse medii și aducem muzica noastră diferită. May we rent this building and have an international music night. Ne dați voie să închiriem clădirea aceasta acum goală ca să avem un fel de festival de muzică internațională? He said, what a great idea. Și a zis, ce idee grozavă. I'll give it to you free. Vi-l dau pe gratis locul ăsta. We cleaned it up. L-am curățat. We rented the furniture. Am închiriat niște mobilier potrivit. We developed a 2.25-hour music program. 2 ore și un sfert de program muzical am pregătit. All the words of everything that we sang were printed in a bulletin. Cuvintele pieselor care urmau să fie cântate erau tipărite în niște buletine speciale, urmau să fie date oamenilor care participau. And we had humor. Și am avut și niște program de divertisment. We had folkloric dancing. Am avut și un fel de dansuri folclorice autohtone. And in the middle of the program, the best campus crusade singing team singing pure gospel in the national language Urdu. Și apoi am avut o echipă de tineri care cântau o muzică bună creștină în limba urdu în stilul lor de evangelizare. What do you think happened at the end of 2.25 hours? Ce credeți că s-a întâmplat la finalul celor 2 ore și un sfert de festival muzical? Several hundred Muslim people sprang to their feet and they were applauding. Câteva sute de musulmani s-au ridicat în picioare și au aplaudat îndelung. They swallowed the gospel in music. Pentru că au înghițit mesajul Evangheliei îmbrăcat în muzica lor. And the mayor made a speech. Și până și primarul a avut un cuvânt de final. In my experience, this is the greatest social event we've ever had in this city. Și a zis, în ce mă privește, eu spun că acesta a fost cel mai frumos eveniment social din istoria acestui oraș. And we hope you who are guests of our country will come back and do this every year. Și a zis, sper ca dumneavoastră care sunteți musafiri în orașul nostru să faceți acest lucru în fiecare an. Yes, all possible means. Ne întoarcem, am făcut tuturor totul, folosind toate mijloacele posibile să câștig pe unii ei. Now there are about 2 or 3 more hours of things I'd like to share with you. Mai am încă vreo 2-3 ore de lucru de împărtășit cu voi. Everything I've said is just an introduction. Tot ce am spus este doar partea introductivă. So maybe one day, somewhere, somehow, I'll be able to finish my lecture. Într-o zi, undeva, cumva, voi ajunge să-mi termin și cursul meu. But this is the last thought I want to share. Dar vreau să închei cu un gând. This passage that my brother read ends with this line. Acest pasaj care a fost citit se încheie așa. I do all these things for the sake of the gospel that I may share in its blessing. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Wow, that goes back 4,000 years to God's call on Abraham. Asta ne întoarce cu 4000 de ani în urmă, la momentul când Dumnezeu l-a chemat pe Avram. Through you all the families of the earth will be blessed. Și a zis, prin tine voi binecuvânta toate neamurile pământului. That's Jesus. Prin Isus.
And it's Jesus through music this time. Și apoi și prin muzică răspândim mesajul lui Hristos. You and I in the word of God are called the children of Abraham. Noi, după cum spune Scriptura, suntem chemați fii al lui Avram. In Romans 4:13 it says Abraham is our father. Roman 4:13 spune că Avram e tatăl nostru, credincioșilor. In terms of faith. În ce privește credința. And God has destined you, mandated you to bring blessing to all the families of the earth. Și Dumnezeu ne-a destinat, ne-a predestinat pe toți de aici să fim o binecuvântare pentru națiunile pământului. That's your destiny. Ăsta e destinul nostru. May you fulfill it in the power of the Holy Spirit. Ca Domnul să vă ajute să împliniți acest mandat prin puterea Duhului Sfânt. Jesus will never leave you nor forsake you. Și în felul acesta Iisus nu o să vă uite, nici nu o să vă părăsească vreodată. And may God bless you. Și fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. In Jesus' name. În numele lui Iisus. Amen. Amin. L-am urmărit împreună pe Don McCurry, un om deosebit care slujește în mobilizarea bisericilor de pretutindeni pentru misiunea mondială. El însuși fost misionar pentru 18 ani în Pakistan. În speranța că mesajul lui v-a stârnit interes, vreau să vă spun că noi, ca și agenție, am tradus una dintre cărțile pe care el le-a publicat, Vindecarea familiei destrămate a lui Avram. Ea există acum și în limba română și dacă doriți să o citiți, o puteți procura, vă rog să ne scrieți la datele de contact pe care le veți vedea la sfârșitul emisiunii. Iar în speranța că emisiunile noastre v-au făcut plăcere, vă aștept cu multă bucurie și dragoste și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră. Și nu uitați, vestea bună este bună doar dacă sosește la timp.